Da, bună tuturor! Vremea oarecum astăzi a fost prielnică. Razele soarelui au mângâiat chipurile oamenilor agitați, grăbiți, înnorați. Toate arătau că ne aflăm la început de primăvară și că este 8 martie. Vă mărturisesc că m-a surprins plăcut mulțimea tinerilor, a copiilor, chiar a vârstnicilor, roind în jurul comercianților, dorind să achiziționeze un mic dar pentru o femeie dragă lor, probabil în primul rând pentru mama. Emoționant, însă firesc, zic,